Bun găsit la știrile Info Caransebeș. Peste 72,2 milioane de lei are municipiul Caransebeș în acest an la dispoziție pentru o bună funcționare, după ce bugetul pe 2014 a fost aprobat de Consiliul Local. Aproape jumătate din această sumă, adică peste 30 de milioane de lei, va fi alocată pentru investiții. Reabilitarea stadionului municipal, reparații capitale și amenajări pe multe străzi, amenajarea pieței Dragalina, realizarea unui centru turistic sau achiziționarea de aparatură performantă la Spitalul Municipal de Urgență sunt doar câteva dintre cele mai importante investiții cuprinse în acest an în planul de dezvoltare urbană gândit de municipalitate. Alte fonduri consistente vor intra în bugetul local din proiectele europene derulate de administrația locală. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș a aprobat bugetul local al municipiului pentru anul 2014. Acesta se ridică la 72.200.000 de lei, deci undeva în jurul a 721 de miliarde de lei vechi. Este un buget care a fost construit pe veniturile realizate în cursul anului 2014, pe veniturile realizate în 2013 ca excedent bugetar și pe sumele alocate în baza legii de la nivel guvernamental și județean. Important este de subliniat faptul că în acest buget, ca pondere, proiectele europene au ca și evoluție cea mai mare importanță din istoria bugetelor locale ale municipiului Caransebeș, în sensul că din cele 721 de miliarde lei vechi, fondurile europene sunt de circa 276 de miliarde, adică undeva la 27 de milioane și jumătate de lei. Avem proiecte europene importante care vor fi implementate în acest an și, în consecință, bugetul local le cuprinde ca atare. Totodată, pe lângă proiectele europene cuprinse în bugetul local al municipiului Caransebeș, este de precizat și faptul că proiectele europene care le-am obținut în parteneriat prin Societatea Județeană de Apă și Canal, și aici mă refer la stația de tratare a apei din Caransebeș, adică uzina de apă, stația de epurare a municipiului Caransebeș și rețelele de canalizare, vor fi alte trei lucrări mari într-un proiect european de anvergură care se referă la infrastructura. În acest sens, putem spune că proiectele și cheltuielile estimate pentru anul 2014 vor avea resurse financiare. Mai există și o perspectivă de rectificare de buget imediat în luna februarie sau martie legată de excedentul bugetar de la două societăți comerciale care nu-și mai măresc capitalul social și sumele respective vor reveni la nivelul cheltuielilor de la nivelul bugetului local. Și 2014, ca și concluzie, este un an care va continua trendul ascendent al municipiului Caransebeș, va fi în continuare anului 2013 un an bun din punct de vedere economic și financiar. Cum nu au existat obiecții din partea aleșilor locali, bugetul Caransebeșului a trecut fără probleme, la fel ca și cele ale unor societăți aflate în subordinea legislativului local. Pentru câteva ore, Caransebeșul a devenit capitala culturală a Banatului. Cei mai importanți oameni de cultură din zonă s-au reunit în municipiul de pe Timiș și Sebeș pentru a participa la lansarea volumului Versuri din Țara Feneș, semnat de Iosif Caraiman. Momentul a constituit și un bun prilej pentru participanți de a organiza o masă rotundă la care să fie puse în discuție cele mai importante subiecte ale momentului. Aula 1 decembrie a primăriei Caransebeș a găzduit recent un eveniment cultural de anvergură la care au participat numeroși oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor Filiala Timișoara, oameni de litere, iubitori ai poeziei și prozei contemporane. Scriitorul Iosif Caraiman, cu sprijinul nemijlocit al primăriei Caransebeș și al Casei de Cultură George Suru, a organizat lansarea volumului de poezie Versuriri din Țara Feneș. Prezent la manifestare, consilierul cultural al Episcopiei Caransebeș, părintele Daniel Alic, i-a înmânat autorului o scrisoare de mulțumire din partea întâi stătătorului eparhiei Preasfințitul Lucian, apoi a făcut câteva referiri la poeziile cuprinse în volum. Poeziile cu temă religioasă ce sunt cuprinse în cartea de față întregesc oarecum și definesc personalitatea duhovnicească a domniei sale. Despre zbaterea și durerea autorului a vorbit și dr. Liubița Raichici, directorul Direcției pentru Cultură a județului Caraș-Severin. Nădejdea mea este că acest sacrificiu adevărat și această zbatere și
această durere, dacă doriți, nu are cum să piardă și că este veritate. Pentru că eu simt, de exemplu, nu se preface. Eu nu l-am prins în niciun vers în viața mea vreodată, mai bun sau mai rău, să fie contrafăcut, să fie dublat, să vrea să placă, să vrea să pară. De acolo și scrie în grai. Nu-i pasă, ăsta este el, ăsta sunt rădăcinile lui și el așa. Așa vrea să-și facă coloare. Și pentru aceasta am mare dragoste și respect. Dr. Cornel Ungureanu, președintele filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, a susținut o cuvântare extrem de profundă. Cartea e foarte frumoasă și e foarte necesară pentru istoria literaturii române la care lucrez. Istoria literaturii care se va numi Geografia literaturii române. Țara Feneș poate fi un reper pentru geografia literară. Este o întoarcere acasă într-un spațiu care e al poetului, care îl definește prin prezență, dar și prin istorie. Este o carte în care există o istorie frumoasă a românilor. Este o autobiografie în care există un tată care a murit în munți, există o istorie personală a unui poet care se simte apăsat și în Republica Populară Română, și în Republica Socialistă România, și în România de azi. De altfel, domnia sa a mai adăugat că instituția pe care o conduce pregătește organizarea unui festival Sorin Titel la Caransebeș, la care să participe scriitorii și criticii generației anilor 60, pe traducătorii din străinătatea lui Sorin Titel. Caraiman este un iconoclast, este un răzvrătit, un om care a vrut și a făcut loc cu colții, dacă vreți, prin istoria care i-a fost potrivnică încă de la naștere și până în ziua de astăzi. Scrie o poezie matură, o poezie pentru care astăzi au venit la Caransebeș peste 30 de poeți, confrați, scriitori. Din toată zona Banatului. Din tot Banatul istoric, aș putea spune. Din Timișoara, Lugoj, Reșița, Caransebeș. Poetul dedicat de o viață cuvântului, Iosif Caraiman, ne-a declarat că titlul ales al volumului ar putea fi Viersuriri în țara oricărei localități. Pentru că sunt născut în Veneș și are și o nuanță a vieții mele, care ține evident de copilărie și prima tinerețe, dar în general înseamnă poezia din țara noastră sau poezia universală. M-a bucurat întâlnirea cu prietenii mei care sunt poeții, care sunt poezia mai mult decât lansarea cărții mele. Iosif Caraiman consideră că acesta a fost ultimul volum lansat de el, susținându-și afirmația de o serie de motive ce țin de sănătatea lui fizică. Totuși, el mai spune că va scrie un volum de povestiri în care să aducă în prim plan oameni care au făcut parte din rezistența Banatului și pe care i-a cunoscut. Povestiri ce vor fi scrise în memoria tatălui său, fost luptător în munții Banatului, ce s-a jertfit pentru România întreagă. Mulțumindu-i prietenului Caraiman, directorul Teatrului de Vest din Reșița, Nicolae Vlădulescu, i-a urat autorului să se apuce și de noile sale planuri. Organizatorii acțiunii culturale intenționează să-i pregătească o surpriză lui Iosif Caraiman, mai exact o lansare a volumului la Vârșeț, în Serbia, acasă la românii din Banatul Sârbesc. La parohia din Jupa a fost instalat un nou preot. Părintele Traian Alexandru Florei a fost primit cu inimile deschise de credincioși, iar slujba de instalare a fost oficiată de un sobor de preoți condus de preasfinția sa Lucian, episcopul Caransebeșului. Părintele Traian Alexandru, care a slujit 7 ani în parohia Târnova, intenționează să continue activitatea misionar-pastorală a părintelui Ștefan Sârbu, plecat la viața veșnică în urmă cu câteva luni. În parohia Jupa a fost instalat noul preot. Părintele Traian Alexandru Florei va conduce de acum destinele credincioșilor și ale bisericii ce poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți condus de preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului. Chiriarhul și-a manifestat bucuria față de credincioșii din parohia Jupa, care l-au primit cu bucurie pe noul preot paroh. În prima duminică din perioada triodului am slujit Sfânta Liturghie aici în parohia Jupa, o parohie aflată în imediata apropiere a municipiului Caransebeș, o parohie fruntașă, o parohie care are o vechime deosebită, pentru că nu departe de Jupa se află și castrul roman Tibiscum.
Ne-am bucurat de prezența autorităților locale, de prezența multor credincioși și, bineînțeles, ne-am bucurat că astăzi oamenii l-au primit cu inimile deschise pe noul preot, cel care va continua activitatea părintelui Ștefan, pentru care astăzi ne-am rugat, l-am pomenit ca Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa, și totodată ne-am rugat bunului Dumnezeu ca să-l întărească pe părintele paroh Alexandru Traian, să continue frumoasa lucrare a părintelui Ștefan și, bineînțeles, să renoveze această sfântă biserică, o biserică importantă, o biserică împodobită cu o pictură foarte frumoasă, și, bineînțeles, să renoveze casa parohială. Împreună cu membrii Consiliului Parohial am discutat despre toate aceste priorități și credem că în timpul cel mai scurt părintele paroh se va muta în parohie și, bineînțeles, biserica va fi renovată și primenită și împodobită. Mare bucurie duhovnicească, mângâiere și binecuvântare de la Dumnezeu s-a așezat astăzi în parohia Jupa, o parohie care este suburbia orașului Caransebeș, pentru faptul că Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a descins aici, a săvârșit Sfânta Liturghie, a învățat poporul lui Dumnezeu și l-a binecuvântat, dar cu această ocazie a și instalat noul preot pe care l-a numit în această parohie. Este un nou început și credem că acest nou început va aduce și o revigorare. La rândul lui, preotul Traian Alexandru Florei a mulțumit lui Dumnezeu pentru îngăduința și ajutorul acordat. Dar nu în ultimul rând Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, că prin grija căruia a binevoit să mă aducă în această parohie, suburbia municipiului Caransebeș, să fiu alături de credincioșii care mi-au fost încredințați astăzi. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să rânduiască și să ne ajute să punem un alt început bun și în această parohie și să putem duce la un bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus să îndeplinim în parohia noastră. La slujbă au participat autorități locale, precum și un număr însemnat de credincioși. Consilierul local Stelian Cornea a remarcat importanța momentului. Am fost delegat să particip la acest moment. Numirea unui nou părinte, după necazul care l-am avut cu fostul părinte sârbu Ștefan, episcopia municipiului Caransebeș ne-a numit un nou părinte, părintele Florei Traian, un băiat tânăr de 7 ani în parohia Târnova. Acesta a fost adus la Biserica Jupa și sper să, împreună cu el, să fim de folos comunității locuitorilor satului Jupa. Vreau să mulțumesc și domnului primar Ion Marcel Vera, care m-a delegat să particip la această manifestare, și încă o dată vreau să mulțumesc că împreună cu episcopul Caransebeșului au reușit să în sfârșit să ne aducă un preot la Jupa. Pentru noi astăzi a fost o zi deosebită, o zi mare, deoarece l-am primit cu brațele deschise pe noul paroh al satului Jupa. Sperăm să colaborăm foarte bine, îl vom ajuta și mulțumim din suflet episcopului, preasfințitului episcop de Caransebeș, Lucian Mic. Biserica cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Jupa a fost construită în anul 1850 în stil baroc din piatră și cărămidă, iar acoperișul fiind acoperit cu tablă. A mai existat o biserică de lemn cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, înălțată în 1725, care a fost însă arsă în timpul războiului austro-turc. Biserica actuală a fost pictată în anul 1870 de pictorul Ekel în ulei pe zid, pictură de factură barocă. Pictura a fost restaurată în anul 1986 de Gheorghe Zaharia și Virginia Videa. Plata facturii la încălzire, cumpărarea medicamentelor sau rata la diferite produse electrocasnice sunt principalele motive pentru care pensionarii din Caransebeș solicită împrumut la CEAR. Președinta Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Paraschiva Raduni, a declarat că împrumuturile diferă de la o sumă foarte mică până la 5.000 de lei, iar dobânda se acordă în funcție de suma ridicată de maxim 9%. Este una dintre cele mai mici dobânzi practicate la filialele din Caraș Severin. Împrumuturile se fac de la 1 până la 5.000 de lei cu dobânzi diferențiate. Cu cât împrumutul este mai mic, cu atât dobânda este mai mică, este de 7 sau 9%.
7% este până la 1000 și peste 1000 este 9%. Le dăm și ajutoare nerambursabile la cei care au pensii mici. Ajutoarele nerambursabile le dăm de obicei în alimente sau când omul chiar are nevoie pentru medicamente, le dăm și în bani. Și la cei cu pensie mică, dacă au duranți cu pensie mare, le dăm împrumuturi. Nu ținem cont că are pensie mică. Deci noi nu ținem cont de valoarea pensiei. Noi vedem giranțe pe care îi aduce când își iau împrumuturile de la CRU. De câți giranți are nevoie? Depinde de sumă. De exemplu, la 5.000 trebuie 2 giranți neapărat. Dacă ajutorul de deces de la noi, că noi pe lângă împrumuturi le dăm ajutoare de deces care se acordă în raport de vechimea pe care o au la CRU. Și dacă noi facem calculul între fondul de cotizație al omului și ajutorul de deces pe care îl primește de la noi, nu-i luăm niciun girant. Iar dacă nu acoperă ajutorul de deces și fondul, suma pe care o dorește dumnealui, atunci îi cerem un girant. Unul sau doi, depinde de sumă. Acest ajutor de deces, cum se colectează el? Se oprește o anumită sumă din cotizație sau... Membrii CRU-ului, normal, trebuie să plătească 1% din pensie pentru fondul de cotizații. Fondul, împrumutul se dă de 4 ori fondul. Iar pentru ajutorul de deces, oamenii plătesc pe lună, membrii noștri plătesc pe lună câte 2 lei. La ora actuală, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Caransebeș înregistrează 2370 de membri. Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Sport! Fetele de la Volei Club Banatul Caransebeș au încheiat sezonul cu o victorie. Sâmbătă, în sala Clubului Sportiv Școlar, elevele profesoarei Laura Andrei au trecut lejer în 3 seturi de CSU Oradea, într-o partidă care a avut drept cap de afiș duelul surorilor Fâcă. Pe seturi a fost 25-10, 25-15 și 25-19 în puțin peste o oră de joc. Partida fiind pregătită foarte bine de Laura Andrei și elevele sale în săptămâna jocului, ceea ce s-a văzut și în prestația legată a gazdelor. Pentru caransebeșeni ce urmează acum play-off-ul, unde cel mai probabil vor întâlni Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare, echipă pe care o învins-o în ambele partide din sezonul regulat, primul meci fiind programat acasă în 8 martie. Ne-am pregătit psihic pentru acest meci pentru că adversarii au fost astăzi două surori și perseverența și ambiția care și-au pus amândouă în joc, cred că s-a văzut, s-a reflectat în jocul de astăzi, pe care l-am dominat normal de la cap la coadă, pentru că acum chiar încep să joace, deci chiar s-au legat și este o echipă frumoasă la momentul respectiv. Etapa viitoare? Deocamdată noi am terminat. O să mergem în play-off, probabil cu Baia Mare. De pe ce loc? Rămânem pe locul 3, depinde ce a făcut astăzi Satu Mare cu Târgu Mureșu. Vă mulțumesc acest rezultat? Da, normal. Mergem în play-off și sperăm acolo să facem o figură frumoasă. Cum se va juca regulamentul la play-off? Cel mai mult din 3 jocuri prima fază, deci locul 3 cu locul 6 sau locul 2 cu locul 5 și 1 cu 4. Două meciuri la voi. Două meciuri la noi, la cea mai bine clasată, da, și un meci la cealaltă. Și apoi se face clasamentul și în funcție de clasament primele 4 vor face un turneu din care primele 2 vor promova pentru divizia, da. La băieți, Volei Club Banatul continuă evoluțiile excelente. După victoria din amicalul disputat la Timișoara cu liderul seriei, băieții profesorului Pavel Craia joacă sâmbătă cu începere de la ora 13 derbiul cu LPS Oradea, ocupanta locului secund în divizia A2 Vest. Cu o victorie, gugulanii pot urca cel puțin pe locul 3 în serie. Aici se încheie ediția din această săptămână a știrilor Info Caransebeș. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!